Pentru prima dată în istorie, o femeie pe o bancnotă românească este scopul unei campanii inedite. Femei pe bancnote. O inițiativă cu totul ieșită din comun și potrivită pe de altă parte. Alex, te-ai întrebat oare vreodată de ce nu sunt femei pe bancnotele românești? De ce să nu avem și noi la noi în țară femei reprezentative, că avem da. Și am avut de-a lungul anilor, femei reprezentative pentru țara asta care să aibă chipul pe bancnote? Este întrebarea pe care a ridicat-o Janina Nectara, jurnalistă de modă, într-o petiție online adresată guvernatorului Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu. Janina Nectara a gândit o platformă online. Românii vor putea vota personalitatea demnă să apară pe o bancnotă. Iar o petiție va fi trimisă guvernatorului BNR. Să-i propună lui Muguri Sărescu, domnului Muguri Sărescu, la Banca Națională, o bancnotă la care să fie reprezentată și o femeie. Femei de excepție, care au schimbat destinul națiunii. Măcar meritele uneia dintre ele să fie recunoscute oficial, plasând-o pe o bancnotă. Și poate în anul centenarului vom reuși să avem și o femeie pe o bancnotă românească. Mi se pare o chestie foarte frumoasă. Este o chestiune uriașă. M-aș bucura foarte tare să iasă povestea asta. Cred că e important să ne reprezinte și pe noi o femeie pe o bancnotă. Un demers interesant. E o inițiativă de lăudat. Și într-o Românie din 2018, cred că un astfel de demers este binevenit. Și de ce nu? Ideea este în felul următor. Vrem femei pe bancnote. 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 Asta este impactul pe care l-a avut. Români din toate colțurile lumii își votează personalitățile istorice preferate spre a fi puse pe o bancnotă. Pentru prima dată în istoria României, o femeie apare pe o bancnotă. Se întâmplă în urma unei campanii intitulate Femei pe bancnote și care a sensibilizat conducerea Băncii Naționale a României. Astfel, în an centenar, BNR a emis o bancnotă specială pe care apar Regina Maria și Regele Ferdinand. Impactul acesteia a fost atât de mare încât oamenii au așteptat ore în șir ca să o obțină. Unii au stat la coadă de la ora 4 dimineața. Mă bucur tare mult că vocea noastră a fost auzită. Este un prim pas al nostru către succes. Felicit Banca Națională a României că a decis să emită o bancnotă care să celebreze acest moment istoric unic, însă nu trebuie confundată această bancnotă în ediție limitată. Deci demersurile tale nu se opresc noastră. Aici. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale Române, s-a arătat încântat de această inițiativă. Este o campanie foarte interesantă și care, evident, surprinde o realitate de care trebuie să fim cu toții conștienți. Înțelegem că este o cerință a societății și un semn de deschidere pentru Banca Națională. Am lansat o invitație către guvernatorul BNR de a scrie istorie în România. În perioada imediat următoare vom vedea în ce măsură putem să ținem cont de o solicitare care... adevărat este întâlnirea. Domnul Muguri Sărescu poate rămâne în istorie, așa cum a rămas și Obama, președintele Americii. A young girl wrote to ask me why aren't there any women on our currency, which I thought was pretty good. Domnul Muguri Sărescu poate deveni primul bărbat din istoria României care recunoaște în mod oficial meritele și le onorează totodată meritele femeilor românce. Banca Națională să accepte ideea aceasta, care este foarte generoasă și foarte bună, să pună o femeie pe o bancnotă. Aș pune numele și chipul Iulie Hașdeu pe o bancnotă de valoare mică. Pe banii de buzunar ai copiilor, astfel cei mici ar vedea-o des și ar avea-o frecvent sub ochi, exemplul ei. În portofel nu ținem doar banii, ci și pozele persoanelor iubite. Iar Regina Maria este persoană pe care românii au iubit-o cu adevărat și continuă să o iubească. Ecaterina Teodoru i-a condus pe ostașii români în lupta pentru o reîntregire, dar nu de la Cartierul General. Le-a arătat astfel că femeile puternice nu stau în spatele bărbaților puternici, dimpotrivă trec în fruntea lor. Puține românce au auzit de ea, dar fără ea, puține românce s-ar mai fi făcut auzite. Se numea Eugenia Royce Ianculescu. Toată viața a luptat pentru drepturile femeilor. Ea a făcut auzit glasul nostru. Este timpul ca și glasul nostru să-i facă auzit numele. Mă alătur campaniei Femei pe bancnote pentru că avem mai mult ca oricând nevoie de un chip
care să unească inimile noastre într-un singur ritm. Dacă vrei ca o româncă demnă de laudă să apară pe o bancnotă, alătură-te și tu campaniei Femei pe Bancnote. Intră pe femeipebancnote.ro și semnează petiția. Avem o datorie de onoare față de româncele meritoase din toate timpurile. E timpul să o plătim.